De la 1 iulie intră în vigoare rețeta electronică. Vechea rețetă pe hârtie va fi înlocuită practic de un cod de bare, dar varianta modernă de prescripție aduce și o mulțime de neajunsuri pentru cei care vor ajunge la farmacie. Dacă aveți nevoie de un medicament care nu se găsește la momentul respectiv în farmacie, nu mai puteți primi un înlocuitor. Aveți la dispoziție două variante. Dacă pe moment în farmacie nu există un anumit produs din medicamentele prescrise, poate să elibereze ceea ce are în stoc, din posibilitatea asiguratului să se adreseze altei farmacii pentru a putea obține rețeta respectivă. Sau, tot în termenul legal de valabilitate al rețetei, se poate adresa a doua zi, a treia zi, farmaciei care poate să-i aducă medicamentul respectiv. Și încă ceva. Înainte ca medicul să vă valideze rețeta, aveți grijă să vă asigurați că aveți în buzunar bani suficienți pentru medicamentele prescrise. În caz contrar, cereți-i să vă treacă pe rețetă altele mai ieftine. La farmacie nu veți mai putea face acest lucru. Puteți, în schimb, să renunțați la o parte din medicamentele prescrise pe rețetă pe bază de semnătură. Important este ca asiguratul să cunoască această procedură nouă și să fie informat atât de medic cât și de farmacist asupra prescripției și în special asupra costurilor acelei rețete, având posibilitatea încă de la cabinetul medical să refuze o anumită prescripție, rugând medicul să-i indice un medicament mai ieftin. Pentru că odată validată în sistem acea rețetă, nu mai poate fi modificat. Trebuie să vă înarmați cu răbdare și pentru timpul pe care îl veți petrece în plus în cabinetul medicului, măcar o perioadă până când doctorii se vor obișnui cu noul program și cu noile rețete.